Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă prezint o listă de 5 aplicații gratuite de editare a imaginilor. În ordinea complexității, acestea sunt: Microsoft Photos, aplicația care se regăsește în sistemele de operare Windows 10 și Windows 11, conține funcțiile de bază în ceea ce privește editarea imaginilor: redimensionare, rotire, stabilirea luminozității și contrastului, aplicare de filtre sau chiar și funcții mai avansate, precum corectarea culorii roșii a ochilor. Aplicația Photo din Windows va fi întotdeauna o soluție decentă pentru editarea de bază a imaginilor salvate în format digital, fiind la îndemâna oricui folosește platforma Windows. EarthView Graphic Viewer este o aplicație rapidă și compactă ce rulează pe orice platformă Windows, care la momentul realizării acestui tutorial a ajuns la versiunea 4.60. După descărcarea și instalarea aplicației, vei face cunoștință cu interfața grafică, ce poate transmite o impresie greșită asupra aplicației. Nu vă lăsați intimidați! Veți vedea că EarthView este o aplicație ce conține foarte multe instrumente de editare. Este conceput pentru a fi simplu pentru începători și puternic pentru profesioniști. EarthView a fost prima aplicație pentru vizualizarea imaginilor în Windows din lume cu suport pentru fișiere GIF animate. Unul din instrumentele cele mai folosite și utile în același timp din această aplicație o reprezintă posibilitatea conversiei mai multor fișiere dintr-un director în același timp, eliminând astfel operațiile repetitive și consumatoare de timp pe care un utilizator ar fi fost obligat să le execute atunci când ar fi avut mai multe fișiere grafice asupra cărora ar fi trebuit să aplice aceste operații. Adobe Photoshop Express este o aplicație ce se poate instala din Microsoft Store. Este o aplicație puternică ce permite editarea grafică a imaginilor într-un mod rapid și ușor. Printr-un singur click pot fi aplicate corecții automate asupra imaginilor și conține toate funcțiile de bază pentru editarea imaginilor, chiar și a celor salvate în format RAW. Pe lângă acestea, aplicația conține și funcții avansate și o mulțime de filtre și efecte. Aplicația Adobe Photoshop Express se remarcă prin ușurința utilizării, practic prin executarea câtorva click-uri transformând într-un mod uimitor aspectul unei imagini. Darktable este o aplicație open source și, bineînțeles, gratuită și extrem de puternică, ce conține funcții ce pot modifica radical orice imagine. Este o aplicație creată de fotografi pentru fotografi și poate fi descărcată de pe website-ul darktable.org, website ce vă poate conecta și la comunitatea dezvoltatorilor acestei aplicații prin intermediul blogului din interiorul site-ului. Cea mai importantă componentă a aplicației o reprezintă faptul că a fost dezvoltată special pentru editarea fișierelor RAW, ce sunt fișiere ce conțin captura neprocesată direct de la senzorul camerei de pe cardul de memorie, încercând să umple golul dintre excelentele convertoare RAW gratuite existente și instrumentele de gestionare a imaginilor. Se concentrează asupra fluxului de lucru pentru a facilita fotografului să gestioneze rapid miile de imagini pe care le poate produce o zi de fotografiere. Arhitectura internă a aplicației Darktable permite utilizatorilor să folosească cu ușurință module pentru tot felul de procesări ale imaginilor, de la cele foarte simple, decupare, expunere, îndepărtare a petelor, până la cele mai avansate, de exemplu simularea vederii nocturne umane. Toate editările sunt complet nedestructive și funcționează numai pe buffer-uri de imagine stocate în memoria cache pentru afișare. RAW Therapy, o aplicație similară cu Darktable, este de asemenea o aplicație open source și gratuită ce poate fi descărcată de pe website-ul rawtherapy.com și care poate rula pe diferite platforme software, Linux, Windows sau macOS. Aplicația este concepută pentru editarea fișierelor RAW provenite dintr-o multitudine de camere de fotografiat și se adresează atât utilizatorilor începători care doresc să-și extindă înțelegerea asupra modului în care funcționează imaginile digitale, până la fotografi profesioniști. RAW Therapy oferă o suită puternică de instrumente pentru a edita fotografii uimitoare și a vă dezvolta creativitatea, iar în jurul acestei platforme s-a dezvoltat o frumoasă comunitate de la care cu siguranță veți primi ajutor atunci când veți avea nevoie. Și nu uitați, întotdeauna veți găsi ceva frumos de învățat. Eu am fost Adrian și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc la revedere!